Polițiștii din Ploiești au reușit în această după-amiază să-l identifice pe individul care l-a lovit pe șoferul societății Transport Călători. Agresorul are 19 ani și este din Ploiești. El a fost condus de către anchetator la sediul Poliției Municipale, unde este audiat. Rămâne de văzut dacă își va recunoaște fapta sau nu și dacă va fi reținut. Cert este că șoferul autobuzului a fost lovit cu piciorul în față. În urma loviturii, bărbatul a fost pur și simplu desfigurat și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală în zona maxilarului. A căzut victima agresorului după ce a vrut să despartă două fete care se băteau. Incidentul s-a petrecut în timp ce șoferul se afla la capăt de linie și aștepta să plece în cursă.